Bună ziua, astăzi 22 august, suntem aici la iepuraș, tatuăm iepurii, acum le facem rouă asociației RO 22, are Lipova. Uitați, le-am făcut aici în ureche. Găurim prima oară cu aceste ace, iar apoi cu tușă și cu pensula facem în ureche. Avem 4 uriași alb de tatuat, 5 californieni, un uriaș gri germașă, 3 uriași grifieri. Mai am încă 3 și am terminat pe toți cu rou. Iar apoi le vom face și numărul celălalt, care este luna de naștere, anul, iar numărul iepurelui, câți iepuri este la fiecare rasă. Uitați, nu știu dacă se vede, aici am găurit, e rău în ureche, iar apoi urmează să dau cu tuș. Toți am dat. Menționez numerele acestea, le dă responsabilul registrului genealogic la fiecare asociație. Tot am doar din iepuri cu certificate. Nu facem de capul nostru. Primim doar un număr de tatuaj și apoi îi tatuăm iepuraș. Am mai tatuat încă unul, cu rou. Că sunt pe mamă. Aici a sosit tata lor. Jos e mama lor. De grifier de la Virgil Manole. Să avem căldură destul de mare. Georgiana face nani. Aici sunt două femeluți, aici două femele iarăși.
cu linia doare. Becherule. Este și foarte cald. Și fratele lui de aproape 8 kg. Femeală din neamțul meu. Am încercat pui de pe. Astea două femeluțe sunt din ea. Asta de sus tot din neam acolo. În căldură mare, peste 30 de grade. Aici avem o femeluță cu 4 pui de neu. Mascul de aur alb. Aici un masculaj de californian. Aici o femelă de californian din nemț. Și cole, puișoare, 11 bucăți. Aici am ascuns o femelă de californian. Se cuiește. Au ieșit, sunt aici. Nicole. Femelă de californian. Tineret californian, mascul și femelă. Masculă de hicol. Aici e neamțul. Masculă de landicu popolcean. Femelă de uriaș. Mascul secuiesc. Am pus la fiecare cuitoare de asta. Ce mai e? Aici avem 3 grifiere și un uriaș gri. Am făcut rouă astăzi. Aici doi masculași frumoși din aprilie. Femeală foarte frumoasă. Aici mai avem un mascul foarte frumos. Frate cu masculul ăla mare de sus. Aici e baba. 2 ani a avut în februarie. Februarie anul viitor va avea 3 ani. Masculul de neu. Prin bronz. Avem pui aia din volier din el.
și o femelă, care v-am tot spus a dat cel mai bun pui din baba și cu neamțul ce l-am avut. Aici o femelă. Soră cu femela aia din colț. Aici jos, mascul de uriaș gri. Cum vedeți, aici avem stejarul, corcodușul. Mai mulți pomi tot de roată. Ține umbră. Are undeva la 5-6 metri, zic eu. Iepurașii toți sunt pe umbră. Cum vedeți și acolo, nu bate soarele pe ei după masa, un pic dimineață. Avem salcea asta iarăși mare. Vă doresc o duminică plăcută la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Pe Facebook am făcut un nou grup, Iepuri, pasiunea ce ne leagă pe toți crescătorii de iepuri. Celălalt grup mi-a fost șters din cauza că mulți ați postat cu vânzări. Vă rog să nu mai postați cu vânzări. Am fost atent și am dat accept. Vă doresc o duminică plăcută. La revedere!